accident pe autostrada A1 din cauza unei manevre de mers înapoi a unei auto-utilitare. În timpul manevrei, un autoturist condus de un bărbat de 33 de ani din județul Caraș-Severin a intrat în coliziune cu ansamblul rutier. Rata de promovabilitate la sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2024 este de 24,4%, cea mai mică din ultimii 7 ani. Amplă razie în zona Chișinău-Criș, finalizată cu 6 dosare penale și 28 de sancțiuni contravenționale. Un grav accident rutier a avut loc astăzi pe autostrada A1 între aeroport și ieșirea din Arad pe DN7. Pe sensul de mers Arad-Nădlac, în incident a fost implicate un autoturism și o autoutilitară. La fața locului au intervenit echipajele detașamentului Arad, inclusiv unul de descarcerare și unul de terapie intensivă mobilă SMURD. O persoană a fost încarcerată, dar a fost extrasă în viață de către echipajele de salvare și predată echipajului SMURD pentru îngrijiri medicale. Intervenția rapidă salvatorilor a fost esențială pentru salvarea victimei. Țigări de contrabandă confiscate în zona Fortuna. Polițiștii secției 1 Vlaicu au desfășurat recent o acțiune fulger în zona pieței Fortuna. Au legitimat 20 de persoane și au verificat 3 autoturisme. 2 persoane au fost surprinse cu țigări de contrabandă, fără timbru fiscal, în fața unui magazin și într-un local fast food. Au fost confiscate 140 de pachete de țigări, iar cei implicați au fost amendați cu un total de 40.000 de lei. Acțiunile vor continua în municipiu. Amplă razie în Chișinău-Criș și localitățile învecinate noaptea de sâmbătă spre duminică. Au fost legitimate 105 persoane și verificate peste 80 de mașini. 70 de persoane au fost testate pentru consumul de alcool și droguri, iar pentru încălcări grave ale legislației rutiere au fost întocmite 6 dosare penale. Polițiștii economici au verificat 5 societăți comerciale și au confiscat 2.200 de lei, pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. De asemenea, au fost aplicate 28 de sancțiuni contravenționale, totalizând 54.200 de lei. Printre acestea, 4 sancțiuni au fost pentru nerespectarea legislației privind paza, 3 pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, 2 pentru neutilizarea caselor de marcat, iar restul pentru abateri rutiere. Au fost reținute 5 permise de conducere, iar 2 certificate de înmatriculare au fost retrase. O persoană a fost condusă la sediul poliției pentru clarificări și amprentare. Absolvenții de liceu au picat pe capete la bacul de toamnă. Rata de promovabilitate la sesiunea de toamnă a bacalaureatului este de 24,4%, cea mai mică din ultimii 7 ani. Dintre cei 33.600 de candidați înscriși, doar 8.206 au reușit să promoveze bacalaureatul, respectiv să obțină medii peste nota 6. Ediția de toamnă a înregistrat cel mai mic număr de candidați înscriși din promoțiile trecute și curentă din ultimii 20 de ani. Rezultatele sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat au fost publicate astăzi pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierele școlilor. Elevii au trebuit să intre pe platformă și să introducă codul primit de la școală pentru căutarea rezultatului obținut la examenele din sesiunea de toamnă 2024 a bacalaureatului. Tot astăzi, elevii nemulțumiți de note au depus contestații, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 30 august. După o lungă perioadă de așteptare, premierul Marcel Ciolacu l-a propus pe Victor Negrescu, eurodeputat PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, pentru funcția de comisar european din partea României. Europarlamentarul Gheorghe Falcă spune că această decizie nu ar putea destabiliza coaliția de guvernare, dar că România avea oportunitatea de a negocia mult mai eficient funcția de comisar european. În acest moment, la nivelul Comisiei Europene, mai sunt 8 țări care nu și-au transmis propunerea și asta înseamnă că nu au negociat portofoliile. Lucrul acesta trebuia făcut în prima parte a lunii august, să negociez portofoliu și apoi să discuți despre nume. România a făcut sensul invers, trimite întâi numele și apoi negociază portofoliul, ceea ce strategic nu este bine și este regretabil că noi reușisem să
solicităm post de comisar pe agricultură, să avem grijă de fermieri europeni, inclusiv, evident, fermierii români, dar în momentul în care tu ai trimis numele, asta înseamnă că vei primi ceea ce ți se oferă, nu ceea ce se negociază. De aceea e o greșeală strategică a guvernului, a premierului Ciolacu. Din punct de vedere a persoanei, domnul Negrescu este un om cu care am lucrat în ultimii 5 ani în Parlamentul European, ne cunoaștem bine, este omul care coordonează bugetul Uniunii Europene pe anul 2025, unde eu coordonez bugetul pe transportul și turism a anului 2025. Asta înseamnă că de câteva luni bune noi lucrăm împreună, pentru că toți care lucrează pe segmentele bugetare trimit materialele la domnul Negrescu, care coordonează acest proces al aprobării bugetului pe anul 2025. Nu e o problemă din punct de vedere a numelui, este o problemă din punct de vedere a strategiei și a ceea ce înseamnă obținerea unui portofoliu important pentru România. E regretabil pentru că noi reușisem să influențăm ca România să primească portofoliul pe agricultură, dar în loc să finalizeze această negociere pe agricultură, noi ne-am dus cu numele întâi și suntem între ultimele 8 state. Asta înseamnă că au mai rămas doar 8 portofolii de împărțit și treaba aceasta trebuia finalizată la începutul lunii august, unde trebuia să ai o negociere și o întâlnire, în primul rând cu președintele României, apoi comisiile reunite să discute despre propunerea persoanei după ce ai portofoliu, pentru că întâi trebuie să știi dacă ai un portofoliu, să trimiți un specialist care va face politica europeană pe portofoliu respectiv. Nu tu trimiți întâi numele și după aia vezi ce vine ca și portofoliu. Dar aceasta este negocierea domnului Ciolacu și cu asta mergem mai departe. Nu ne atingem interesele României la nivelul Bruxelului, pentru că România, când a negociat bine, a obținut comisar pe agricultură, care e cel mai mare buget, comisar pe dezvoltare regională, care este al doilea cel mai mare buget al Uniunii Europene. Ultimul mandat am avut comisar pe transporturi și am știut să ne atragem bani pentru autostrăzi. De fapt, suntem singura țară care în Programul Național de Redresare și Reziliență am primit bani pentru autostrăzi, pentru calea ferată, pentru portul de la Constanța. Deci am știut să ne atingem obiectivele în momentul în care am știut să negociem corect întâi portofoliu și apoi trimiți expertul. Consiliul Județean Arad informează că pe drumul județean Seleuș-Icula s-a trecut la realizarea șanțurilor. Modernizarea tronsonului face parte din proiectul amplu al Consiliului Județean de modernizare a drumurilor din nordul județului. Sunt porțiuni pe acest drum unde am așternut deja și al doilea strat de asfalt. Abordăm șantierul din nordul județului din două direcții, Boxic-Beliu, pe care l-am finalizat la începutul verii, iar Seleuș-Icula se va finaliza în curând. Urmează alți peste 70 de kilometri de drumuri pentru care am obținut finanțare prin ADRV. Ultimele decizii de recalculare a pensiilor urmează să fie distribuite în această săptămână, iar pensionarii vor primi noile pensii începând cu luna septembrie. Cei care au deciziile greșite vor primi aceiași bani ca în luna august, iar în cazul în care sumele vor fi mai mari, banii vor fi recuperați în octombrie. Sprijinul pentru cei mai mulți pensionari și eliminarea inechităților sunt obiectivele principale ale recalculării pensiilor, transmite deputatul PNL, Sergiu Bâlcea. În ultimii 5 ani cu PNL la guvernare, punctul de pensie a crescut cu 60%. Această pensie, care intră în vigoare la 1 septembrie, dorește să mai domolească din inechitățile care s-au creat prin majorarea succesivă a pensiilor. Chiar dacă există anumite probleme legate de anumite calculări, eu cred că această pensie este pozitivă pentru pensionari.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, prin Centrul de Formare Profesională, organizează noi serii de cursuri. Din 27 august, curs Web Design. Din septembrie, cursurile de competențe antreprenoriale, competențe digitale, achiziții publice, inspector SSM și arhivar. În 22 august a început o nouă serie de curs referent resurse umane. Înscrierile sunt în continuare deschise și se fac online. Formarea profesională continuă este o investiție în dezvoltarea capitalului uman cu impact major asupra creșterii calității muncii. Suntem mereu în strânsă legătură cu agenții economici pentru a putea corela și adapta conținutul programelor de formare profesională cu nevoile de pe piața muncii, a declarat președintele Camerei de Comerț, arhitectul Gheorghe Seculici. Cursurile se desfășoară la sediul Camerei de Comerț, pe strada Cloșca, numărul 5, sau online. Actele necesare la înscriere în copie sunt carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, dacă este cazul, ultima diplomă de studii trimise la adresa carmen.crișan@cci-arad.ro. Mai multe detalii se pot obține la Camera de Comerț sau la telefon 0730188299, persoană de contact profesor Carmen Crișan. Un castel de pe Valea Mureșului își recâștigă perioada de aur după ce, ani de zile, a fost dat uitării. Castelul de la Petriș din județul Arad a găzduit cea de-a doua ediție a Salbeck Opera Masterclass, un eveniment unic în Europa, prin care trei artiști de talie mondială ajută 24 de tineri să se dezvolte artistic și personal. În parcul care înconjoară castelul Salbeck din comuna Petriș, care datează din perioada 1800-1850, deci, muzica răsună din nou ca în vremurile bune, atunci când nobilii se relaxau aici, într-o atmosferă desprinsă din basme. Celebrii cântăreți de operă cunoscuți la nivel mondial, Ruxandra Donose, Ramon Vargas și Leontina Văduva, pregătesc aici 24 de tineri cursanți cărora le dezvăluie câteva dintre secretele maestriei lirice, astfel încât și ei să strălucească pe scenă asemenea iluștrilor lor profesori. Am fost cursantă și anul trecut și, din fericire, sunt și anul acesta și mă bucur să fiu aici din nou. Sfaturile fiecărui maestru mi-au prins foarte bine. Fiecare lucrează diferit, dar împreună m-au ajutat să mă dezvolt și, aplicând sfaturile fiecăruia, bineînțeles că am început să evoluez cât mai mult. Da, dacă anul trecut, când am fost primată la acest masterclass, am fost la un oarecare început al carierei, în urma participării am ajuns să îi cunosc pe maestrii, doamna Ruxandra Donose, pe domnul Ramon Vargas, și am reușit să colaborez inclusiv în străinătate. Am fost la Opera de Bellas Artes din Mexico, la Opera din București, alături de doamna Donose și de domnul Vargas am debutat în Carmen. Pentru mine a fost un prilej prin care mi s-au descris multe drumuri. Au fost din nou niște zile absolut fabuloase, pline ochi cu muzică și cu multă muncă, dar cu o energie pozitivă absolut remarcabilă. Și nu e vorba numai despre muzica pe care am făcut-o și despre felul în care am crescut împreună, dar și despre energia foarte frumoasă dintre cursanți, și profesori și așa mai departe. Am remarcat, într-adevăr, o evoluție. Unii cursanți, între timp, au deschis deja pașii spre cariere internaționale. Ne bucurăm foarte mult să-i asistăm în acest demers și e frumos. A fost o experiență, din nou, excepțională, cu tineri noi în echipă și cei care au fost anul trecut și s-au prezentat și acest an la masterclass. A fost minunat că am observat deja unele schimbări în voci, în bine. Între oaspeții domeniului s-a aflat delegatul permanent al României pe lângă UNESCO, Simona Miculescu. Sunt niște zile minunate pentru că realmente am un sentiment de familiaritate, dar și de emoție, pentru că aici găsesc un mini UNESCO. Este un spațiu magic în care practic domeniile de competență ale UNESCO se regăsesc perfect: cultura, patrimoniul, arta, natura, educația. Deci este absolut minunat ceea ce se întâmplă aici și sunt convinsă că acest spațiu magic, aflat într-o zonă absolut superbă, se va transforma într-un centru cultural și deja este un centru cultural de reputație, cred eu, cel puțin europeană. Unicitatea vine din numărul de cursanți din 5 țări. Școli de maestrie au loc în foarte multe părți ale lumii, dar este extrem de greu să aduni cursanți din foarte multe țări.
Noi am avut 70 de aplicații de pe 4 continente. Până la urmă am ales 23 de cursanți din 5 țări. Și anul trecut, la prima ediție, caracterul internațional a fost pregnant. El nu este dat numai de mari maestri, Ramon Vargas din Mexic, Sandra Donose, Viena, Leontina Văduva, care vine din Elveția, dar și de studenții și cursanții noștri care vin din țări, atât din Europa, cât și din Asia și America. Atmosfera artistică de la Castelul Salbec a putut fi descoperită și în centrul Aradului, atunci când celebrii cântăreți de operă cunoscuți la nivel mondial, Valentina Forniță, Ruxandra Donose, Ramon Vargas și Leontina Văduva, alături de cei mai buni cursanți, au susținut în fața primăriei concertul de încheiere a zilelor Aradului. La Sintea Mare se păstrează încă tradițiile de nuntă de odinioară. Fiind evenimentul de început de viață de familie în jurul nunții, s-au creat obiceiuri care în sate și comune au răzbit peste ani. Mirele vine la casa miresei cu alai, părinți, nași, muzicanți și un grăitor. Vornicul este cel care conduce nunta. Până am o după mireasă! E treaba o mireasă, o femeie frumoasă. Ia ce bărbat frumos. Mă gândesc că avem. Ar trebui. Eu am grijă de tine. Dacă tu mi-aduci ce-mi trebuie, eu te cinstesc în seara asta. Nu e nicio problemă. Te descurci? Doamne, dă bine și dă-mi noroc dacă ne-am înțeles. Și mișiță și loroba. Dar cum? Te rog frumos. Vreau să fie mireasă. Să vedem dacă avem mireasă pentru ei. Da, exact așa, hai de tate. Te rog frumos să te întorci cu fața. Mă, omule, tu fii atent, eu te-am trimis după floare frumoase. Dar eu m-am gândit că nu-i frumos, uite cu tine frumos. Nu-i ce treabă, oba. Floare mândră ne-ai ales, nu știu până-i cules. Eu te rog și-o iei de mână și-o duci cu tine. Nu, eu dacă o plătești, o ducem, dar... Auzi, dar de ce ai voce așa de groasă, scumpa mea? Eu! Mi-ai adus una o leacă prea trecută. Da. Mi-ai intrat și-o duce una mai mică. Uite, ai făcut să-i dea frumos. Da, ai făcut să-i dea frumos. Frumoasă, da, lăsați-o și mai crească! Cunoaște, are ceva probleme săracu, că nu se nimerește pe el. Da, dar și mai vine, mă, atunci când e mare, că am prea trebuie. Asta e bună! Dragul meu, Mire, am să te rog să te întorci cu fața. Da, asta-ți place, mă, nu? Da. Asta mireasa după care ai venit cu atâta drag? Da. Da. Uite, ești cinstit, Mire, îți dau mireasa în primire. Să știi că cu greu. Și ai grijă de el, mă. Tot dăm să o duceți cu voi. Traiul să vă fie dulce peste tot unde viți duce. Ca și țâța pruncilor ca o tava junșilor. Să fiți mereu bucuroși, măi. Să aveți copii frumoși, să aveți feți și logofeți. Deputați, primar, deștepți. Notară și preoteasă, pântăce colțule de mese. Acum iau și a ta să fie pe vecie. Muzica! Tu, mămica mea cea bună, nu mă mic când e o lună. Tu care mi-ai dat viață și ai fost cu mine în brață. Nopțile le-ai făcut zilii să mă vezi. Uite, ea mare și frumoasă pe mine. Te-ai plecat cumva în câmp, ai fost cu mine în gând. De leagă să nu pic sau de foc să nu mă ating. N-ai mâncat, tu n-ai mâncat, pe mine mai săturat. Mi-ai spus numai vorbi bune cum să mă comport în lume. Dar înainte de plecare am să-și cer, mamă, iertare. Că nimic nu mi-ai spun ca o mamă pe pământ. Că și eu, fetița ta, pochii ți-au greșit cândva. Dar pentru supărare, rogu-te să-mi dai iertare și o binecuvântare. De bucurie să-mi fie scumpa mea căsătorie. Maraton pe timp de noapte la Arad. Zeci de iubitori de mișcare, atleți profesioniști sau amatori au participat vineri noaptea la un maraton la Lumina Stelelor. A fost prima categorie a Arad Half Marathon. Startul s-a dat la ora 22 în parcul Joltăroc din centrul Aradului. 75 de concurenți cu vârste cuprinse între 7 și 72 de ani au pornit într-o cursă de 3 km pe faleza Mureșului.
A fost foarte interesant circuitul, foarte bine organizat. Am reușit să mergem într-o zonă frumoasă pe malul Mureșului. A fost cu adevărat un cross deosebit. A participat și copilul meu, acum îl văd că ajunge. Sunt foarte încântată și mulțumesc organizatorilor. Am venit cu fetele mele, Selin și Nadin, cele mai mici, 7 ani. Destul de greu, dar foarte frumos și antrenant. Mă bucur că am reușit și am făcut împreună cursa. Cald, prea cald. Primul sosit a fost Laviniu Mădălin Chiș din Oradea, care este un campion național la semi-maraton și 5 km în 2023 și vicecampion național la 1500 de metri. El a parcurs cei 3 km în 9 minute și o secundă. Traseul a fost foarte frumos. Am încurajat pe margine și trecătorii a fost superb. Concurenții au fost susținuți pe margine de prieteni, dar și de oamenii prezenți la evenimentele organizate de zilele Aradului. Mi se pare o idee foarte creativă, ceva nou în Arad, eu n-am mai văzut, și un eveniment foarte interesant organizat în cadrul zilele Aradului. Ai venit special să vezi? Am venit special să văd pe cineva, da. Este o idee foarte bună, temperatura este bună pentru alergat. Mi-e îmi pare rău că nu am alergat și eu, dar au alergat alții și pentru mine. Mi se pare o idee super bună, este și mai interesant, e un efort în plus depus de alergător. Este și mai răcoare, ceea ce ajută puțin. La final, toți concurenții au primit în semnul competiției, iar primii 3 clasați la feminin și masculin au primit diplome, medalii, plachete și premii în bani. În primul rând, această cursă de seară, de noapte, se numește Cursa Licuricilor, Firefly, la care au participat 75 de atleți cu vârstele cuprinse între 7 ani, 2 gemene absolut superbe și 72 de ani. Traseul a fost pe malul Mureșului și un traseu incitant, foarte, foarte cald, și iar pentru atleți a fost un adevărat efort parcurgerea acestui traseu. Mișcarea înseamnă sănătate. În conferința de presă de sâmbătă, antrenorul Mircea Rednic a vorbit despre așteptările înaintea duelului cu Farul Constanța, echipă condusă de Gheorghe Hagi. UTA Arad este hotărâtă să obțină cele 3 puncte, mizând pe un lot puternic și pe susținerea fanilor. Toată lumea, mamă, se cheltuiel, ce cheltuiel și... Nu știu, bă, ce tot socotiți, mă, 50 de transferuri, în câți ani, în 3 ani sau cât, tot vorbiți de, bă, 50 de transferuri. Au fost 16 transferuri, dintre care unul a plecat, dar au rămas 15 transferuri, dintre care 6 ani. Ares, da, glot, așa îi spunem. Constanță, forță, prezență, defensiv bun, și noi aici suferim la mijloc. A venit ca și cum ar fi fost aici, de nu știu câți ani, fără niciun fel de trac. Se antrenează normal, am avut o discuție ieri cu el, i-am spus că am visat că să joc cu el, ce-ar fi, s-a luminat, s-a făcut roșu, mă, s-a făcut blond. Farul, o echipă inconstantă, începutul ăsta de sezon, au și argumente că au schimbat și ei jucători, au plecat, au venit, cum se întâmplă la orice echipă la început de sezon. Inconstanță în joc, au avut o repriză slabă la meciul cu Sibiu, repriza a doua foarte bună. Au jucători de calitate, să înțeleg. Acum mai vine și Alibec, nu putea și ala să mai aștepte perioada de întrerupere. Să în ghilimele glumesc. Păi nu numai noi am început prost, și alte echipe au început prost, și FCSB au început prost, și Rapid au început prost. Păi și nu avem calitate să ne revenim. Deci am spus și o spun în continuare că avem echipă. Important e, bă, să cei care au venit să reușesc să integrez, să reușesc să fac să, nu știu, din punct de vedere fizic, să fie 100%. Am suferit la schimbări, la jucătorii care au intrat, și eu sunt ferm convins că cei care au venit o să aducă un plus. Și Jordan e bine. Deci poate să ducă fără probleme o repriză. Când ai atâtea ocazii și nu reușești să dai un gol, aici ai o problemă. Și noi avem o problemă. Am avut până acum un singur atacant. Suntem în discuții cu doi atacanți, cu Talie.
Deci asta îmi doresc. Nu să zici că aveai rezultate, ai 3-0, 2-0 în care poți să-ți permiți să-l bagi un tânăr, că nu poți să-l bagi oricum numai de dragul de a-l băga. Și noi în momentul ăsta avem nevoie de puncte, nu poți să expun un puș să-l bag ca să facem puncte sau să doar că de dragul de a zice că a mai debutat un jucător. Eu sunt exemplu, eu m-am dus la Luceafăr, am început la promoție și eram echipa națională de junior. Promoție, știți ce înseamnă promoție? Se jucau pe la fabrici. Fiecare fabrică, uzină avea teren și era o electroaparataj și erau pe București. Astăzi, Denis Mann, cel mai în formă fotbalist român al momentului, împlinește 26 de ani. Fost jucător al echipei UTA Arad, Mann s-a remarcat nu doar în țară, ci și pe scena internațională. Sâmbătă, în meciul dintre Parma și AC Milan, a marcat un gol decisiv în secunda 89, contribuind la victoria echipei sale. Talentul și determinarea sa continuă să impresioneze. La mulți ani, Denis Mann! Vremea nu pare să se răcească nici în zilele următoare. La noapte cerul va fi predominant senin. Temperaturile nu vor scădea sub 19-20 de grade. Vântul va bate cu 13 km pe oră dinspre nord-nord-est și nu sunt așteptate precipitații. Mâine cerul va fi însorit. Maximele termice vor atinge valori de 35-36 de grade. Vântul va bate dinspre nord-est, iar șansele de precipitații vor fi de 30%.